Astăzi, polițiștii de la transporturi au desfășurat o acțiune în trenurile de călători și stațiile de cale ferată pentru limitarea efectelor pandemiei SARS-CoV-2 și creșterea siguranței călătorilor. Purtarea măștii de protecție în trenuri este obligatorie pe toată durata călătoriei, precum și în zonele de așteptare a trenurilor. La acțiune au participat polițiștii din cadrul structurilor de poliție transporturi cu sprijinul reprezentanților CFR călători. Echipele de control au fost prezente în trenurile de călători și în gară, au acționat pentru păstrarea măștilor de siguranță sanitară în rândul cetățenilor. Aceștia sunt la datorie pentru siguranța cetățenilor și vor aplica în continuare legea în toate situațiile în care se impune luarea măsurilor legale. Astăzi, polițiștii de la transporturi au desfășurat o acțiune în trenurile de călători și în stațiile de cale ferată pentru limitarea pandemiei SARS-CoV-2 și creșterea gradului de siguranță al călătorilor. Este important ca pasagerii să evite aglomerația și să nu aleagă pentru destinația lor doar trenurile de la orele de vârf. Dacă vor face rezervări din timp, se pot suplimenta în mod operativ trenurile înainte de plecare. Purtarea măștii de protecție în trenuri este obligatorie pe toată durata călătoriei, precum și în zonele de așteptare a trenurilor, în stațiile de cale ferată, pe peroane, în stările de așteptare. Pasagerii spun că aceste acțiuni sunt necesare pentru că mulți călători nu sunt conștienți de riscuri și nu respectă regulile. O idee foarte bună, având în vedere că această regulă nu prea se respectă. Da? Și sunt tot felul de sceptici și consideră că purtarea măștii e o acțiune a ocultei mondiale și așa mai departe. Da? Bun. Deci eu cred că asta e o atitudine a unui om civilizat, e o regulă care trebuie respectată și punct. Circul des cu trenul? Da, destul de des. Ți s-a întâmplat să găsești pasageri care să refuze să poarte mască de protecție? Până acum nu, n-am avut ocazia să întâlnesc astfel de oameni, dar nu îmi stă în caracter să îi trag de mânecă, având în vedere că sunt autoritățile care se ocupă cu această chestie. Ar trebui polițiști să facă mai des astfel de acțiuni? Foarte des. Călătoria cu mijloacele de transport în comun în această perioadă poate fi o experiență periculoasă. Pasagerii trebuie să evite îmbulzeala și să poarte masca de protecție. Polițiștii vor continua controalele în trenurile de călători pentru limitarea efectelor pandemiei SARS-CoV-2 și creșterea siguranței călătorilor.